mai ales la meciul de astăzi, am avut prea multe absențe și prea multe improvizații în linia de apărare. Din păcate, față de meciul următor, față de meciul trecut, am pierdut 3 titulari, Pleașcă, Vasilievi și Grecu. N-am avut cu cine să îi înlocuiesc. V-ați dat și vă astăzi seama că repriza a doua s-au făcut destul de multe gafe în zona respectivă și am primit 2 goluri. Adică prima repriză a fost una destul de așezată, destul de echilibrată. Am reușit să egalăm. Am avut și câteva situații foarte bune de a mai înscrie. Cred că în situația când aș fi avut la dispoziție o echipă aproximativă, nu neapărat echipa întreagă, cred că chinuiam rău de tot în seara asta. Dar așa, destul de multă lejeritate în partea a doua și tratate multe faze cu multă lejeritate a dus la primirea unor goluri și au mai creat și anumite faze. Victorie până la urmă absolut meritată și să le ținem pumnii pentru meciul de joi, parcă dacă nu mă înșel eu, când au o misiune extrem de dificilă. Sper ca și ei să fie mai motivați decât astăzi și să facă o partidă frumoasă. Arată Steaua ca o echipă care ar putea fi chinuită? Eu zic că astăzi, dacă noi am fi avut un lot mai complet, cred că le-am fi pus mult mai multe probleme. Dar asta este o părere personală. Normal că îmi pare rău că am pierdut, îmi pare rău că n-am avut la dispoziție întreg lotul, îmi pare rău că noi am avut pe jucătorii de la începutul acestui campionat, pentru că pe parcurs au mai dezertat vreo câțiva, dar în condițiile în care n-au fost plătiți deloc, era clar că nu puteam să mă supăr pe ei, că pleacă mai repede de la echipă. Așa a fost situația, nimeni nu se aștepta la începutul campionatului să ajungem într-o astfel de fază, când de-abia am reușit să-i țin pe o parte din ei să nu plece până în iarnă, oricum n-aveau unde să joace. Și foarte greu să, în astfel de condiții, să ai rezultate constante, pentru că așa poți să ai un rezultat două. Cum vedeți viitorul echipei Pandurii Târgu Jiu? Momentan, ceață rău de tot. Există posibilitatea chiar a falimentului. Deci nu trebuie să ascundem, te-am auzit eu. Există și această posibilitate. Nu mai spun că există posibilitatea să fim depunctați. Se construiește stadionul, așa cum s-au construit și la Cluj, și la Ploiești, și au ajuns în Liga 4-a. Premizile sunt foarte mari ca să se termine și acest stadion și să evolueze tot o echipă după Liga 4. Din păcate. Dar se fac eforturi, actuala conducere încearcă să găsească o soluție. Nu știu dacă vor reuși, pentru că, după câte am înțeles, situația este destul de gravă. Dacă nu se va face nimic la nivel național, cred eu, nu suntem prima, nu o să fim nici ultima echipă care va dispărea. Iar sportul românesc, fotbalul și tot sportul se va duce de râpă de tot. Facem apeluri repetate ca cineva să se uite și spre sportul românesc, pentru că devenim o țară de bolnavi, dar nu interesează pe nimeni. Cele mai importante sunt acum alegerile, după aia o să vină alea locale, primării, alea sunt cele mai importante sunt alegerile și politica. Va mai trece Pandurii de această iarnă la reunire? Păi important să trecem peste astea 2 săptămâni și după aia dacă vine iarna te duci în vacanță, trebuie să o treci. Te duci acasă, mai tai un purcel, mai vezi ce ai mai pus la pifniță și o treci. Asta, da. Ca și echipă de fotbal, v-am spus că este destul de greu. E devreme să spun dacă ne vom desființa sau nu, sau dacă ne vom mai reîntâlni și în ianuarie la anul. Dar premizele nu sunt atât de plăcute, momentan. Sunt șanse foarte mari și ca ASEA Târgu Mureș să se retragă. Dacă s-ar retrage și Pandurii, rămâne doar 12 echipe în Liga 1. Nu e oarecum incredibil? Pentru că înainte aveam un campionat de 18 echipe. Ala era cel mai frumos. Campionatul cu 18 echipe era cel mai important și echipele românești au avut rezultate în cupele europene și naționala a avut rezultate foarte bune. Era o oare mai mare, dar cred că se implicau mai mulți factori în susținerea unor echipe. Dacă se vor dispărea și ele, rămân 12.
Perfect ar fi pentru unii. Dar gândiți-vă, uitați-vă, să vedeți ce se întâmplă pe Liga a doua. Deja au dispărut vreo două, nu? O să mai dispară, pentru că dacă vrei să joci fotbal și să faci deplasări, hai să dau așa un exemplu, Satu Mare, Călăraș sau Brăila, Oradea. În condițiile în care avem trei aeroporturi pe care poate să le folosească, eu știu, vreo echipă care are bani. În rest, să joci din 3-3 zile, două zile jumate le faci pe drum și când ajungi acolo vrei să joci fotbal. O să spună de ce Liga a doua este foarte slabă. Și o să mai dispară și acolo încă vreo 5 echipe și o să rămânem o țară cu populație de 20 de milioane, să avem 10-12 echipe în Liga 1 și 10 pe Liga 2, care să joace ca la Daciadă, pe salariu minim, pe economie. Mai mult nu o să dea nimeni. Nu se face ceva, apeluri disperate din partea noastră, dar se pare că nimeni nu se gândește nici la puțin și la sănătatea poporului ăsta. Să mai copiii noștri și nepoții să mai aibă idol, cum au fost, eu știu, Dobrin, Hagi și așa mai departe. Unde o să mai fie? Nadia, ne referim și la alte sporturi, Elisabeta Lipă, Pațaichin și așa mai departe. Ce facem? Ne ducem dracului. Dăm în fața televizoarele, o să fim o țară de burtoși, ochelariști, o să avem dioprii decât fundul la borcan. Dacă o să stai numai până în fața calculatorului și să mănânci KFC și din aia shawarma, vă dați seama ce burtoaie o să avem și dacă vrem să ne luăm în brațe, o să ne dăm ochelare de la ochi și ne tragem puțin burta ca să putem să ne îmbrățișăm. Nu îmi fac referire la... Nu, vă dați seama. Da. Și eu porc când citesc. Dumneavoastră, personal, mai aveți nervi? Mai aveți ce să le mai spuneți jucătorilor ca să continuați? Mi-am dat seama că sunt puternic rău de tot. Deci mi-am dat seama că sunt puternic, pe cuvânt, am răbdare multă, chiar extrem de curajos am fost. Mai rezist două săptămâni, n-am cum să nu rezist, am rezistat atâta timp, rezist încă două săptămâni. Atunci, bineînțeles, că se va trage linie, să vedem ce se întâmplă cu echipa. Personal, îmi vreau să-mi duc contractul până la capăt, să stau la Târgu Jiu, un loc în care m-am simțit bine și un loc în care am avut și rezultate. Echipa a jucat foarte bine, dar în condițiile actuale, din păcate, nu cred că se va putea continua, că o să plece toți jucătorii și mă dau seama că nu pot să rămân doar cu în orice condiție și mai ales dacă echipa nu va fi în continuare susținută. Cum a fost să jucați cu 400 de oameni în tribune pe un stadion de 50.000 de locuri? Am jucat și cu 30 de oameni. Etapa trecută, cu 30 de oameni, la un stadion de 20.000. Dacă raportăm la numărul de scaune și la numărul de spectatori, să știți că a fost afluență mare astăzi. Da, e anormal să joci stadion atât de frumos și contra Stelei. E anormal și pentru Steaua, cred că, să joace în fața doar 4-500 de spectatori, dacă o fost și aia. Din punctul dumneavoastră de vedere, a fost penalti la acea intervenție a lui Tamaș, asupra lui Țucudean în finalul reprizei? Știți cum, subiectiv vorbind, n-am văzut faza, dar în timpul jocului mi s-a părut că a fost un contact și a fost fault. Așa cum mi s-a părut că s-a acordat penalti foarte ușor la Steaua. Da? E decizia arbitrului, un arbitru foarte experimentat, valoros, a fost aproape de fază, așa considera, nu vreau să comentez prea multe lucruri, că n-are rost să mă mai îngreunesc situația și cu vreo declarație care nu și are locul și mai apar și pe la comisii. Dar nu am ceva de reproșat, nu Cristi Balaș a fost cel care a înclinat balanța în favoarea Stelei. Noi am fost cei care repriza a doua, nu ne-am mai ridicat la un nivel acceptabil pentru a putea pune mai multe probleme Stelei. Plăcere!